Doctore, vorbești cu inima ta? Ce îi spui? Fac și meditații cu inima mea și fac exerciții de respirație și încep să fiu atent și la inima mea. Și recomand asta tuturor, să, mai ales cardiologilor. Sunt mulți cardiologi care nu vorbesc cu inima lor și uită că iau inimă în corp. Te referi la medicii cardiologi? Sunt medici cardiologi care nu și-au făcut ecografie asupra propriei inimi. Nu și-au pus sonda să-și vadă inima lor. Când o vezi, păi da, pentru că de-aia sunt cardiologi care mor de inimă. Mulți oameni sunt obsedați de ideea să mănânce eco, să mănânce bio, să nu știu ce. Ok. Dar nu-și dau seama că încă n-au dat cu aspiratorul prin casă. Se uită în oglindă, nu se plac deloc, ba chiar se urăsc. Da, pentru că nu-și dau seama că alta ca ei, mama lor, nu mai face. Nu există o altă copie, o altă clonă, dar nu există așa ceva. Să nu te plac, să te urăști, când ar trebui să fii recunoscător că viețuiești în lumea asta și că ai primit această oportunitate, cum să te plângi? Da. Da? Că cineva din exterior e vinovat. Păi e vinovat, schimbă exteriorul, schimbă mediul.